Salutare, prieteni! Abia astăzi îmi fac și eu ordine în bagaje. Când am venit, le-am scos pe toate. Să mi le aranjez iar. Lucruri la lucruri. Ia uitați câte mi-a luat, prieteni. Mi-a luat o grămadă. Am și stativul ăsta. Ăla care filmez acum e belea de belea și ăsta e nou nouț. Ăsta e altul, altfel. Care dinainte, înțelegeți? Dați așa, că nu e așa. Hop, hop, câte lucruri. Ce vreau să vă mai spun, prieteni? Că eu nu am venit la nunta lui Leo pe TikTok. Leo nu știe că am venit, prieteni. Eu cred că nu știe că am venit. Mi-a luat și un suvenir din Istanbul, prieteni. 3 lire. Vedeți? Și unul ofer cadou, că am luat două, de fapt. Lucrurile deocamdată le pun pe canapea. Le-am tot întins peste tot. Am adus și căciula de la nepoți, prieteni, care mi-au făcut-o cadou cu România. O aveam de vreo 2 ani de zile acolo și tot reușeam să-mi aduc haine aici, în România. Uitați, șosete de la Adidas, prieteni. Ia uitați, șosete. Vedeți? Punem aici pe toate. Pungulițe. Punguțe. Am adus și șampon. Le-am băgat în punguțe. Ca să n-am probleme, prieteni. Se spală dublonul. Asta e de la Turkish. Are chestii în ele. În el. Am adus ciocolată, prieteni, am adus de toate. Ia uitați! Am luat-o și pe aia cu Alibaba, care o cumpărase cu Gabe. Am văzut că nu mănâncă nimeni și mi-a luat-o, că el mai poate să ia acolo de la Turkish, prieteni. Deci ce am aici? Nu piedic în ele, prieteni. Ia uitați! Bomboane pentru cine? Pentru copii, pentru șața de la Strehaia. Ia uite așa perle frumoase, le-am luat din avion, prieteni, că mi-au plăcut. Păi n-am plătit biletul, așa că erau ale mele, trebuia să le iau. Noi nouțe. Și aici o păturică. O pun aici. Prieteni, să se elibereze aici, că mă împiedic de el. Și le pun așa frumos, să vedeți și voi cu ce am venit din America, prieteni. Le întind așa frumos. Un maker cheese, am adus și maker cheese. Deci iar bomboane. Gume am adus, ciocolată. Ia să le pun așa la rând, prieteni. N-am făcut filmări de dimineață, că n-am avut chef și am avut alte de rezolvat, de făcut. Am adus și prăjituri, prieteni, cam departe, nu? Ia să dau asta mai aproape, prieteni, să mă vedeți ce fac eu aici. Deci filmarea asta o pun după ce termin, acum o pun imediat, astăzi fiind joi, prieteni. Înțelegeți? Uite, iar șampoane. Am venit pe regulă cu ele, știți? Bam, bam, bam. Nu cred că au furat nimic așa din valiză, prieteni.
trebuie să mă uit la haine, la toate astea, dar nu cred. Doar că telefonul am pierdut. Aia să fie pagubă. Dar am cine știe ce în el, nu contează. Tamponul l-am pus aici frumos. Marshall. Vedeți? Ne-au uitați prieteni Adidas de la Nike, prieteni. Vedeți? Am venit cu 4 pere, 3 de Nike și una de Adidas. Am vă spune și tu, Twinkies. Am Twinkies pentru Pintea, care a venit după mine la aeroport. A venit după mine la aeroport și Pintea, au venit toți prieteni. Am prieteni peste tot, prieteni. Să pun uși. Ciocolată la greu, prieteni. O să vin și la așa peste tot. Bume, nu mai zic. Uitați, pastă de dinți. Am adus și pastă de dinți, prieteni. Americana. Ciocolate, ciocolate. Pentru fetele cochete. Uitați, săpunul aici. Uitați, săpunul de la mama Lina, prieteni. Mama Lina mi-a dat săpunul de-astea. Bengoase. Americane, prieteni. Ce minunat. Miroase frumos, prieteni. De-abia astăzi am reușit și eu să despachetez, prieteni. Ia uite, și astea, ca să țin cheia la gât. Ia uite, stau, se pun, de parcă nu aveam aici. Nu? Da, bă, dar sunt din America, mă, frate. Ia uite, spaghetti, gume, ciocolată, ciocolată, Reese's, asta îmi place cel mai mult. Gume, și iar gume, gume și iar gume. Deci, prieteni, n-am venit pentru nimeni, n-am venit pentru mine, n-am venit să merg la nicio nuntă pe TikTok. M-am spus de unii nu știe, nici nu cred că știe că am venit. Habar n-am. Mi-a dat un like la o postare aia cu zăpada, pe TikTok. Dar eu nu l-am anunțat pe nimeni să-l vin. Probabil că se uită și ei la mine și au văzut. Mă gândesc, habar n-am. Nu știu. E treaba mea. Deci n-am venit pentru nicio nuntă, să zic așa. Ia uitați, prieteni, ce am aici. Am pus dulciuri și în punge, așa că n-am vrut să mai iau alea. Era o pungă de aia mare, cumpărată cu Gabe, atunci pentru Halloween, și avea vreo 500 de dulciuri în ea, și am luat și eu din ea, ce am crezut că îmi face cu ochiul, înțelegeți? Și doar atât a prins. Restul le-am lăsat acolo. Dar am luat suficient, am luat destule. Să-mi dau la o parte să nu mai cal pe ele. Ia uitați, iar gume, iar ciocolată. Le punem aici. Pastă de dinți. Colgate. Și de aia americană. Bomboane. Și iar bomboane. Ce mai am pe aici, prieteni? Haideți să vă mai arăt ceva, prieteni. Ia uitați, prieteni, câte șerci am. Câte șerci am. Ia uitați. Câte bucăți. Nu-i nouță, prieteni. Că poate credeți că umblu cu o șapcă. Și mai am destule și în casă, și în America, câte am folosit. Deci nu-i nouță. Numărați-le voi. Uitați. Cu carton. Vedeți? Deci noi nouți.
Am avut 50 de fierbi de astea. Trimite cadou din America. Și din astea am o grămadă și din astea, prieteni. Am uitat, noi nouță, vedeți? Că mă vedeți mereu cu chestii de astea. Am și aici câteva, am și în America, am mai adus iar. Înțelegeți? Uitați-vă, și pe asta am adus-o. Nouă nouță, prieteni. Și lucruri de toate am adus, prieteni. Iar ciocolată, iar ciocolată. Am și cadou pentru Leo. Dau niște dulciuri, mă gândesc. Să vedem. Iar pastă de dinți, iar pastă de dinți. Mă lamă câte am adus. Și asta o primisem de la Ruși, prieteni. Milka. Ia uite. Mai fărcis. Iar. Am văzut că pot să iau. Ca niciodată, prieten. Astea-s pentru la mașină, prieten. Nu să pun la centura de siguranță. Că mai ai, nu? Hop, 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 hop. Mă totuiesc să văd ce mai e pe aici, a? Și vedem pe aici. Și ne avem niște dulciuri pe aici. Ia să vedem unde sunt. Prieteni, acestea fiind spuse, vă doresc sănătate, libertate și pace pe pământ. Deci n-am venit pentru nicio strehaia, am venit pentru mine. Așa că nu vă mai faceți griji că am lăsat America pentru strehaia. Doamne ferește, cum să las eu America pentru strehaia? Vedeți, am și beculețele pregătite. La mine mereu sunt beculețe. Și ce vreau să vă mai spun? Mama, să știi că sunt bine, sunt sănătos. N-am făcut filmare că n-am avut eu chef. Am văzut că ați votat cu Trump, foarte bine. A ieșit Trump. Și cu asta basta. Ce să mai zic, prieteni? Nu mai zic nimic. Să închidem filmarea sau să nu închidem? O să mă apuc să fac mecălcii, să vedem ce și cum. O să vă arăt și o să întorc puțin camera să vedeți câte am putut să aduc, prieteni. Sau data viitoare vă arăt. Acum m-am arătat așa doar pe scurt. Deci am adus în bagajele astea. Am putut să iau 46 de kg bagaje de cală. Bine că n-am făcut chiar 46, dar 43 tot au fost. Plus bagajul de mână, plus un obiect personal. Am avut ce căra, prieteni. Și n-am venit cu taxiul. Și n-a venit nimeni să mă ia de la aeroport. Înțelegeți? N-am avut nevoie de nimeni. Așa că tot ce am adus aici e doar pentru mine și pentru prietenii mei. Uite, pentru Pamela, mai am pentru patronul dacă vrea. Dacă mă întâlnesc cu el, ar trebui să mă întâlnesc cu el. Și eu să vă mai povestesc eu chestii importante. Așa că prima filmare pe ziua de azi și ultima. Că v-am învățat cu 3 filmări sau 2 filmări mai lungi, așa. Dar na, acolo am avut și ce să filmez, prieteni. Și la muncă, și prin America, și peste tot. În România, cred că sunteți sătui să vedeți chestii. Așa că o să filmez poate mai puțin, mă duc prin zone, deocamdată n-am chef de nimic decât să mă odihnesc, prieteni, și să mă gândesc la următoarea vacanță. Da? Hai, la revedere! Mama! Te pup, mama! Și stai liniștită, nu-ți face griji, sunt bine. Că spunea cineva că mama e foarte tristă acum că am plecat. Vorbesc cu mama de 2-3 ori pe zi. Astăzi n-am sunat-o, dar o sun acum după filmare, prieteni, da? Hai, bam, bam, vorbim. Mi-a rezolvat și problema cu numărul, nu știu dacă v-am spus. Mi-a recuperat numărul de la Digi și o să-l bag într-un telefon și aia, deocamdată nu m-am gâlbit. Cine știe ce. Bam, bam.